Bună ziua și iată-ne din nou împreună, de această dată sărbătorind sau bucurându-ne de două evenimente importante pentru municipiul nostru. Vorbim de deschiderea ștrandului municipal, care se face, iată, în aceeași zi cu sărbătoarea internațională a copilului. Pe această cale transmit și eu tuturor copiilor la mulți ani o viață frumoasă, lipsită de griji, și îi asigurăm că încercăm să facem tot ce e mai bine pentru ca viața lor să fie una frumoasă și bună. Astăzi inaugurăm sezonul estival aici la Roman, deschiderea ștrandului municipal. Ca în fiecare an încercăm să oferim condiții deosebite pentru ca toți cei care ne calcă pragul să se bucure atât de o apă curată, de condiții bune, de curățenie și de un personal dedicat. Am făcut investiții importante aici în anul acesta, vorbesc de reparații la bazine, vopsirea integrală a bazinelor. S-au achiziționat 350 de șezlonguri noi, 50 de măsuțe noi, s-a luat un robot nou pentru curățirea, aspirarea pardoselei, o investiție de aproape 80.000 de lei acest robot. Substanțele necesare pentru tratarea apei și întreținerea tuturor spațiilor. Așadar, suntem pregătiți și așteptăm și în acest an cât mai mulți oameni să vină să se bucure. Totodată am realizat și venituri importante aici la bazin prin taxele și de acces și ne bucurăm și credem că și în anul acesta vom reuși să avem la fel încasări foarte bune și organizare foarte bună. Le mulțumesc colegilor mei din Direcția de Servicii Edilitare, șefului serviciului, domnul Ursu, domnului director Curcudel, care au coordonat lucrările de aici, de la ștrand, că au reușit într-un timp relativ scurt să pună la dispoziție întreaga infrastructură. Eu, în calitate de primar, le mulțumesc tuturor celor implicați și aștept pe cât mai mult romașcani să vină să se bucure de această zonă deosebită. Și nu numai romașcanii, sunt aici, așa cum știm, în decursul verii, foarte mulți și din orașele și zonele învecinate vin pentru câteva momente de relaxare aici în Roman, găsind în ștrandul municipal o zonă deosebită și îi așteptăm pe toți cu drag. Eu vă mulțumesc și aș vrea să le mulțumesc și colegilor consilieri care au fost alături de mine și de cei de aici, susținând cu resurse financiare în bugetul local tot ceea ce noi am vrut să fac, și le mulțumesc pe această cale celor prezenți și celor care astăzi nu au reușit să ajungă la această deschidere. Cam fiecare an alături de mine pentru a ne bucura împreună și a transmite un mesaj atât celor care vor veni aici, sunt și domnul deputat Laurențiu Leureanu, domnul secretar de stat, domnul George Lazar, și e o plăcere pentru noi să fie alături de noi și să ne susțină.